ziua, domnilor. Vă spun la mulți ani. Să vă mulțumesc pentru felul în care am colaborat anul trecut și să ne exprim speranța că la fel de bine sau poate mai bine vom colabora în acest an. Două idei importante ne-au determinat să facem această conferință de presă. Să vă facem o scurtă prezentare a bilanțului ca urmare a modului în care s-au derulat evenimentele în perioada sărbătorilor, 25-6 ianuarie, și să vă prezentăm câteva priorități ale Ministerului nostru la început de an, pe parcursul anului, în funcție de modul în care vom fi în stare să le rezolvăm. Voi începe prin a vă spune că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, această analiză pe care am făcut-o în zilele trecute și chiar astăzi de dimineață, au existat rezultate, zicem noi, bune în condițiile date. Principala concluzie este că la sărbătorile de iarnă nu au existat evenimente majore de ordine publică care să fie afectat siguranța cetățenilor. Trebuie să vă spun că timp de 24 de ore din 24 lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne, număr de peste 50.000 de oameni, polițiști, politici, jandari, poliția de frontieră, pompieri, nu în ultimul rând, au făcut tot posibilul ca viața oamenilor în această perioadă de sărbători să se desfășoare în condiții pe cât mai multă, în cât mai multă liniște și siguranță. Analizele noastre operative arată scăderi importante în ceea ce privește comiterea unor fapte de violență, cum sunt tâlhăriile, și vreau să fac precizarea că nu au fost înregistrate omoruri cu arme de foc, jafuri la bănci, la magazine sau la firmele de transport valori. Din punctul de vedere al ordinii publice, Ministerul Afacerilor Interne a derulat în această perioadă peste 24.000 de misiuni, la care se adaugă și participarea cu efectivea celor 984 de evenimente publice, începând cu cele din București. La niciuna dintre aceste manifestări nu au existat incidente, nu au existat victime. Structurile noastre de aplicare a legii s-au concentrat cu peste 3.000 de acțiuni de control în domeniul articolelor pirotehnice, comerțului cu brazi, siguranța alimentară, și aici colegii mei, domnul secretar de stat Oprea și potrivit specificului de activitate, domnul secretar de stat Tiper, vor veni cu mai multe elemente concrete. De asemenea, în preajma Crăciunului, noi trebuie să constatăm și să vă informăm că, din nefericire, câteva fapte cu violență au fost în județele Argeș, Hunedoara, Călăraș și Iași, pe toată perioada aceasta, de pe 25 până pe 6, ele au fost cauzate, în general, pe motiv de relații în mediul familial, majoritatea având ca autor persoane cu probleme psihiatrice. Pe linia combaterii criminalității, vreau să vă spun că au fost prinși în flagrant 1374 de suspecți, iar cercetări au fost făcute asupra 2772 de persoane, dintre acestea 112 fiind reținute și 73 arestate preventiv. De asemenea, s-a reușit în această perioadă de timp depistarea și prinderea 43 de urmăriți la nivel național. Siguranța rutieră a avut mult de lucru în această perioadă, peste 9.000 de polițiști de la rutieră și polițiști de ordine publică au acționat pentru fluidizarea circulației, pentru prevenirea eventualelor excese și, bineînțeles, pentru sancționarea celor care, din comportamentul lor, au încălcat legea. În această perioadă polițiștii au organizat 2483 de acțiuni, mă refer la poliția rutieră, și au dat peste 52.328 de sancțiuni contravenționale, reținând 2.351 de permise. 2.351 de permise și
s-au aplicat sancțiuni în valoare de 9,6 milioane RON. Aici aș face o precizare, nu este o lauda noastră, dimpotrivă, eu cred că e un fapt în neregulă pentru a nu numi grav, pentru că se continuă modul de a conduce necorespunzător în țara românească. În urma accidentelor rutiere au mai murit 44 de persoane și au fost rănite grav 200 de persoane. Aceasta ce însemnează că trebuie să ne gândim din nou la celebra ordonanță care a devenit proiect de lege de modificare 195, codul rutier, cum îi spunem noi, în mod mai simplu așa. Poliția de frontieră, vreau să știți că a avut o activitate extrem de laborioasă și aici putem vorbi despre supravegherea peste 191.190 de autoturisme care au traversat punctele de frontieră și 267 de nave. În ciuda acestui fapt, n-au fost reținuți mai mult de 60-70 încercări de intrare frauduloasă în țară. E vorba de Marea Neagră. Imigranții au fost prinși în mai multe rânduri. Dar ce însemnează cifra asta, 60-70, în condițiile în care unele țări din preajma noastră au ajuns la sfârșitul anului 2013 la 11.000 de imigranți, 12.000. Eu vreau să salut foarte serios aici activitatea Poliției de Frontieră. Sigur că pe smurt o să-l las pe domnul secretar de stat Tipper să anunțe datele cele mai importante, dar au existat 8154 de evenimente, o medie de 900, aproape 1000 de evenimente pe zi. Pentru toate acestea, eu aș vrea să aduc mulțumiri tuturor lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne, conducătorilor, șefilor de arme, de ce nu, colegilor mei, secretarii de stat, care au fost permanent aici, au asigurat împreună cu mine permanența la Ministerul Afacerilor Interne pe toată această perioadă. Vă mai rețin atenția câteva minute cu principalele noastre preocupări pentru 2014, după care voi oferi cuvântul colegilor mei. Prima prioritate pe care o avem în vedere se referă la pregătirile pe care noi trebuie să le facem împreună cu Ministerul Justiției pentru intrarea în vigoare a codurilor la 1 februarie. Aici există încă unele lucruri ce trebuie reglementate împreună cu Ministerul Justiției. Vom vedea în ce măsură, vom vedea prin ce modalitate vom face acest lucru, astfel încât intrarea în vigoare a codurilor să nu ne prindă nepregătiți. Dau un singur exemplu, Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a noilor coduri, va prelua în directa gestionare anumite fapte penale direct de către polițiști și judiciariști, urmând ca la sfârșit procurorul doar să avizeze materialul respectiv. Fapte care până acum erau în competența exclusivă a procurorului, acum vor trece la poliție. Aceasta înseamnă structuri, înseamnă forțe umane, înseamnă măsuri organizatorice și așa mai departe. Un al doilea element care ne interesează pe noi este promovarea statutului polițistului și, în final, proiectul de lege și pentru IGSU. Dar statutul polițistului este deja ridicat pe site-ul Ministerului. Eu sper că în prima lună acestui an să promovăm acest statut. Legea 360 este depășită complet. Acest statut va așeza altfel raporturile dintre administrație și conducerile județelor, conducerea IGPR-ului, conducerea Poliției de Frontieră și, ca să zic așa, cei care lucrează în stradă. Va trebui să existe o mai mare atenție, un mai mare sprijin pentru aceștia, iar conducerea administrativă să acționeze eficient atunci când se întâmplă lucruri ce trebuie canalizate, sancționate. Păcatul acestui statut care a fost sau care este încă, până când îl vom aproba pe cel propus, era acela că lungea la nesfârșit procedurile
Și știți și noastră că sunt diverse cazuri din poliția română care trenează de luni, poate chiar ani de zile, fără a se fi putut lua o decizie administrativă rapidă, eficientă, corectă, corespunzătoare. Un alt element care ne preocupă, spuneam mai devreme chiar, analizăm noi la Ministerul Afacerilor Interne oportunitatea reluării discuțiilor privitoare la codul rutier. Evident, el este în Parlament, proiectul nostru de lege, Parlamentul este suveran, dar realitățile vieții curente, realitățile de zi cu zi ne obligă să reluăm această discuție la nivel de guvern, cu domnul prim-ministru, evident, și să găsim o formulă fie de urgentare a proiectului în Parlament, fără a da sarcini Parlamentului, sau o altă soluție. Vom vedea. Discuția probabil ar putea fi și la nivel politic reluată. De asemenea, anul trecut noi am lansat, printr-un memorandum aprobat în guvern, planul de acțiune pentru siguranța în școli și grădinițe. Noi reevaluăm acest plan și, evident, împreună cu Ministerul Dezvoltării și Ministerul Educației, vom încerca să facem să relaționeze mai bine aceste structuri. Mă refer la poliția locală, mă refer la structurile Ministerului Educației Naționale și, evident, la structurile noastre, poliția și jandarmii. Este o prioritate a noastră și absolut necesară pentru copii, fie că e vorba de copii din școli sau din grădinițe. Avem de asemenea ca prioritate, ceea ce și noi știți foarte bine, demararea pregătirilor pentru anul electoral care vine, alegerile europarlamentare și prezidențiale. Aici, împreună cu AEP-ul, împreună cu Ministerul Dezvoltării, vom declanșa încă din primele zile anului toate procedurile, toate elementele necesare pentru pregătirea și derularea unor alegeri corecte, în mod legal ținute și rezultatul să nu poată fi contestat de nimeni. O altă prioritate ține mai mult de interiorul Ministerului Afacerilor Interne. Analizăm posibilitatea adoptării unor măsuri organizatorice în legătură cu unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne. Am în vedere aici Agenția Rezervelor de Stat. Trebuie să facem o analiză foarte serioasă asupra stocurilor. Stăm foarte rău cu stocurile la rezervele de stat. Va trebui să găsim modalitățile împreună cu Guvernul, cu primul ministru, cu Ministerul Finanțelor, să realimentăm agenția cu stocurile la nivelurile prevăzute de lege. De asemenea, alte structuri ce intră în viziunea noastră a fi reorganizate sunt DGAU, și știți de ce, DIPI, într-o anumită măsură, și Jandarmeria Română, precum și Colegiul Național de Afaceri Interne. La Jandarmeria Română avem o situație specială, din numărul total de jandarmi, aproape jumătate este utilizat la paza unor obiective gratis. Ceea ce însemnează că această pază gratuit efectuată nu face altceva decât să greveze fondurile și așa destul de mici delimitate ale Ministerului Afacerilor Interne. Va trebui să vedem în ce măsură putem eficientiza această activitate, astfel încât cei ce trebuie, în mod obligatoriu, să aibă pază cu jandarmi datorită specificului lor de activitate, să găsim o formulă ca aceste structuri, aceste instituții, să plătească într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. E o preocupare a noastră. Și Colegiul Național de Afaceri Interne este acea structură unde pot fi perfecționate profesional cadrele din Ministerul Afacerilor Interne. În primul rând este vorba de șefii de inspectorate județene, poliție, jandarmi, ISU, la nivelul structurilor centrale ale acestor arme, precum și la nivelul aparatului central al Ministerului. Este necesar să revitalizăm, practic, această instituție care poate să perfecționeze, din punct de vedere legislativ, practic, specific fiecarei activități din cadrul fiecarei arme. O preocupare a noastră de primă oră trebuie să fie propunerea de trimestrializare a bugetului pe 2014 al Ministerului Afacerilor Interne. Spun lucrul acesta pentru că
ce stă în spatele acestei trimestrializări? Stă nevoia și obligația noastră de a respecta angajamentul față de oamenii din Ministerul Afacerilor Interne ca în primul trimestru al 2014 să se achite tranșa a doua a uniformei, astfel cum s-a convenit și în guvern și cu domnul prim-ministru. Și în continuare, legat de această chestiune, preocupă începerea plății lunare a uniformei, așa cum se întâmplă în structurile, în celelalte structuri ale din apărare, Securitatea Națională, SRI, SIE, Ministerul Apărării și așa mai departe. Ultima prioritate, care este perpetuă, este în fiecare an și de foarte mulți ani încoace și probabil că mulți ani de acum încolo, va fi să ne preocupăm să obținem fondurile necesare la capitolul de cheltuieli materiale, atât pentru asigurarea ordinii publice, a siguranței cetățeanului, cât și pentru asigurarea celorlalte activități ce nu pot fi prevăzute, iarnă, diverse evenimente sau orice altă împrejurare ce ar necesita intervenția urgentă și masivă a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru că, după cum știți, aici este baza atunci când vine necazul. Și, din acest punct de vedere, noi considerăm că este o prioritate a noastră foarte importantă.